Salutare oameni, bă, și mi-am găsit la un episod pe canal. Astăzi vom încerca mașina din Carpes, din noul DLC care l-a băgat, un Bentley Continental GT decapotabil din 2021, care am fost plăcut surprins. Asta este mașinuța. Am încercat motorul stock, care sună ok, dar 626 de cai ajunge undeva la 960 parcă. După aia aveți motorul care îl testăm acum și mai avem un 6 litri V12 turbo, dar nu e ce trebuie. 700 de nitru cu 1017 ajunge la 1250. Tot motorul ăsta e 7,4 litri V8TT, dezvoltă mai mult decât V12 la astea. Și aici e cel mai mare cuplu, pe cum vezi are 2002 Nm, e echivalentul la Rimac. Și chestia asta o face destul de interesantă pentru mașină de DLC. Momentan este configurată pentru top speed, dar poți să faci și de drift. Dar hai să mergem pe autostradă rapid, să vedeți. Deci eu întâlnesc să vadă și puțin interiorul și după aia să facem liniuța. Poate că ar trebui să mă teleportez. Din păcate, în continuare, tot ce ține de mașini cu capotă, singura soluție este să o faci capotată, să-i pui capotă, ar fi așa. Din păcate face acest respawn care este odios, dar nu asta contează. Mod de dronă. Pe partea de design, foarte elegant, foarte luxos, premium, cum vrea să fie, cum vrea să fie mașina celor de la Bentley. Faruri foarte interesante, pe care parcă îți vine să stai să te uiți la ele, mai ales când se aprind seara, arată foarte mișto. Și topul din spate sunt reușite. Interiorul la fel este interesant. Da, are și locuri în spate, pe cum vedeți, prea e loc la picioare, dar un interior este destul drăguț, hai să vi-l arăt mai de aproape de fapt. Cam așa arată. Motorul, da, nu sună wow, dar sună ok turbo măcar. Asta e bordul, foarte luxos. Tableta aia cam goală acolo pe interfață. Putea să pună harta jocului, nu mă deranjea, nu știu de ce are să facă chestia asta. Ia, 3, 2, 1 și... Avem în mile acolo în față, ce vedeți, și jos scrie că e 200.000 pe oră. Și îl ajungem pe ăsta din urmă deja, după cum puteți observa prea bine. E interesantă mașinuța. Are un potențial foarte mare, surprinzător. Și partea de control e interesantă și partea de putere. Pe handling e puțin mai tricky pentru că are foarte mulți cai și e foarte greu să controlezi caii ăștia pentru că ți-e dă destul de agresiv, să zic așa. Vezi la 1700 de cai, avem 1700 la viteza asta, 1800 chiar. Trece în 2000, când scoate. E ridicol. Pe frâne este ok, e foarte ușor să blochezi roțile, nu poți de la blană dacă îi dai să te pasta. Trebuie să frânezi cam așa, cam 50% e maximul cât poți să... De fapt, cred că poți să vă arăt aici. Trei de noșii. 2002 cupe, doamne. Imens. Asta se vede în accelerație, adică uitați cum trage la 300 la oră plus. Deci că e electrică. E ciudat. Hai să vedem
la cât la sută se îngheață frânele. Deci top speed-ul cam ăsta este 445. Ce super ok. Țineți cont? Nu e 999, este un S2965. Și cred că e cel mai puternic S2 care l-am condus, nu sunt sigur. Dar e în categoria de mașini care aș alege eu din multe puncte de vedere la S2. Hai să facem testul de frână, să vedem la... A, frâna e în dreapta, ok, nu vedem nici frâna. Unde blochează, deci? 70%, 80%. Am forțat-o eu un pic, să vedem acum. Mai începem o dată. Am încercat să nu blochez rotile și am reușit. Și am ajuns cu frâna pe la 80%, ceea ce puțin cam mult. Mai încercăm o dată, ia. 3, 2, 1 și... Și cam 80%, nu știu, se simte diferit pe controller, mă refer la cât de mult trag eu de trăgăci, de trigger. Nu se simte că frânez chiar așa mult, sper că frânez mult mai puțin. Dar asta e o chestie de percepție. Să mă dau niște puncte. Așa. Și așa. Bun. Deci pe partea de top speed stă cam foarte bine. Pe partea de control, în schimb, dacă ar fi să te duci cu ea, este all-wheel drive, apropo, poți să faci taxi în spate dacă vrei, dacă vrei să faci de drift, dar ca idee, dacă vrei să pui el o chestie mare pe spate, poți, el rând la standard Forza, pe față nu poți să-i pui nimic. Asta e tuningul disponibil, îi pune un lip jos ceva mic. Și da, aero pe maxim, nu o să ajute mult, 1700 cai cu cuplu de 2000, no, aproape... cai, după cum puteți să... Nu sunt 1700 cai de oblană. Undeva între 5000 și 6000 începe să se ducă în 1700. Restul e subturat, adică e genul ăla de motor de... Nu e ca electrica, când dai blană 1700, bam, știi? Nu e așa. Dar, faza e că dacă ții motorul turat... E foarte dificil să nu faci ce spuneai că... Și partea cea mai bună, să zic... E faptul că mașina totuși, cu toate că ai atâția cai și e foarte ușor să arunci în grip, se rotește într-un mod bun, la modul că îți dă control. E oarecum echilibrat centrul de greutate undeva în mijlocul mașinii, dar puțin în spate, dar totuși fața dictează destul de bine ce face direcție. Deci e foarte important. Să ne contact cum suntem cu aerul pe minim. Aerul pe maxim nu face mare impact decât de la 120 plus. Mașina asta fixa se plouă între vitezele astea mici, se chinuie să țină tracțiunea. La odată ce începe să ia viteză, e aproape la fel de agresivă ca o electrică de 2000 de cai și din cauza cuplului. De aici nu poți să pui puterea asta. Mi se pare că mașina asta ar avea nevoie de un aero foarte, foarte agresiv ca să pot să pună puterea la sol așa cum ar trebui. Dar după aia n-ar mai arăta atât de lux, și totuși e o mașină de lux care pune la respect foarte mult alte mașini în clasa ei, în clasa S2. Dar na, când ai atâția cai și atâta cuplu, pare și normal. Și pe frâne, totuși, dacă nu rup frânele, e full de ok. O secundă. Ce mașină conduci tu? Volvo? De ce? E mașina care conduce în realitate sau ce? Ai vrut să vezi ce viteză aia în joc? Pe partea de greutate a mașinii se simte. Nu e mașină ușoară, a avut
parcă tonul 800 și am zis să duc la tonul 800. Da, se simte parcă, nu mai știu sigur. Dar tot se simte că are o greutate, are un ruliu pe viraj, mic de tot. Dar e controlabil. Nu ești apese ca ai buf. Uite. Merge și Volvo ăla, dacă mă țineam eu așa greu după el. Mă rog, pe viraje. Dar, într-adevăr, cu niște aerodinamică care o face să arate urât, e mult mai ok pe circuit și pe sprint. Pe sprint, sincer, eu aș jucau așa. Dar pe circuit aș pune aripă față și vara de față să dau aer pe maxim, pentru că oricât de puțin practic ne ajută, tot cum am alunecat aici. Vrei să zic că se rotește? Are absolut o... Și atât de ușor de făcut chestia asta, gândiți că l-am suspensie de aici, fac doar din aceații, nici nu ciupesc la de mână. Acum, din când în când mai e să ciupesc, că e ulei dry, caută să se îndrepte. Cred că la câtă putere are, mașina asta ar fi excepțională la drift, dar n-aș face de drift personal. Nu știu, mi se pare că într-o manieră că asta aș încerca fără turnul de drift să văd ce de asta pot scoate, ce scor. Deci de undeva de aici începe. În afară de asta, plăcut, surprins de mașină din multe puncte de vedere și mi se pare că și-am meritat banii de liceu din Pininfarina și mașina asta, e că chiar e distractiv. Acum trebuie să mă învăț un pic să-i simt greutatea și să-mi dau seama de cum de tracțiune, pentru că putere avem. Este foarte ușor să arunci în bălării. Ok. Nu are un nume de întoarcere rea pentru stop și țineți cont, facem chestia asta cu slip-uri. Avem full grip cum ar veni, dar avem atâția care încă nu contează dacă. Ceea ce e ceva oarecum. Și e și o lui drive, adică uitați cât de ușor fac lucruri pe ea, adică asta zic, e foarte plăcută mașina și e oarecum faptul că are rotația asta ușoară. O face predictibilă. Îngește un pic. Îmi portez un pic norocul cu unele viraje. Dar în afară de asta, foarte distractiv. N-aș face tracțiune în spate, adică aș face lift că aș lăsa o wheel drive, pentru că cred că ăsta e motivul în care se manevrează atât de bine. Pentru că wheel drive-ul ăla e oarecum interesant echilibrat. Wow, e cel mai mult plăcut așa dintr-o bucată. Dar dacă auto se îndrepte, când îmi cumpri puțină viteză și nu dau 4 astea viteză. Poate că după ce vii cu atâta viteză trebuie să și frânezi, să prind și tracțiune, ca să poți să-i viraje, altfel nu poți să-i faci viraje. De exemplu, aici era fel, am venit cu prea multă viteză și a trebuit să o dau cu frâna de mână, a trebuit să o controlez diferit. Treapta a patra, cu spin și e a doua, e ciudat.
liftul ăsta arată destul de diferit pe urcare cu vizionar, cu mai multe respin. Dacă sunt pe coborâre, iau foarte repede viteză și vedeți că frânez destul de mult și mai pe și frâna de mână ca să dau rotația care o doresc. Dar pe total foarte distractiv. Chiar recomand să luați mașinuța asta. A zice că carpăsul ăsta, acum ultimul, care l-au scos, pentru Kimi Fagner și pentru mașina asta merită banii. Chiar sunt distractiv. Nici Jaguarul care l-au nu e deloc rău. Asta e mi-a zis foarte aproape. Nu e deloc rău. Țineți cont, slick-uri și all-wheel drive pe modul full grip cu aerul pe mine. Da? Deci nimic a pregătit pentru tine. În continuare. Wow. Și de natural a fost virajul ăla. Mai puțin viteză începe să îndrepte. Foarte mișto mașinuța. Hai să vă arăt un pic carpăsul de care vorbesc. Tragem aici pe dreapta să încasăm punctele în primul rând. 80 și 424 de puncte. Deci am băgat, câte puncte am băgat? 25. Am băgat multe puncte mașina asta ca să bag toate astea și acum consumați pe am din nou 25. E bine. Asta e 25. Am avut 60 sau nu știu. Vreau să vă arăt un store la Carpex. Ăsta. Deci mașina asta merită din plin. Mașina asta era merită. Așa stau să fac video cu ea. Nu știu când încă. Depinde ce mașină mai apar. Și mai avem un AMG Hammer Wagon 1987 care nu știu ce să zic. N-am testat-o încă. Dar dacă vreți să nu dați bani și vreți acel Mercedes, puteți, uite, aveți un Mercedes Benz 500e care puteți să-l farmați acest sezon. Mai aveți un Ascari KZ1R și la Forza Shop aveți un Koenigsegg One 2015 pe care deja dețin și un Centenario LP770 pe care e la fel îl dețin. Aici puteți câștiga un Porsche Cayenne, un Land Rover Defender 2020, un BMW M3 2005, Volkswagen Doca din 66, Volkswagen Scirocco 2011. Am o întrebare. Volkswagen Scirocco ID4 RR Scirocco 2011. L-am. Ăsta e maximul cu motorul stock, 547 cu 648 de cai, dacă vă întrebați. Cam atât pentru episodul de azi. Ce avem sezonul următor? A, trebuie să fac update jocul, ok. Deci, săptămâna asta a fost ultima... s-a terminat sezonul, să zic așa, nu mai știu ce număr era asta. Series cât? Nici nu mai știu. Series 20 sau nu mai știu la ce număr era. În fine, se termină 6 zile. Audi RS6 2021. Mașina care am luat-o în Forza 3, 4... Au băgat acum aici. Audi. Audi RS... Da, am RS7, deci aș vrea RS6, știi? Adică RS6 Avant 2021. A, ăsta e. RS6... E singurul, nu? Da. Și am două. L-am și pe ăsta 2018 și 2015. L-am și pe 2021. Și ăsta ce an e? 2021. A, ăsta e, Audi RS6. Nu mai credeți că e Avant. Am un video și cu Audi, acel Audi, dacă vreți să-l vedeți. Îl găsiți în playlist-ul de Forza. Asta a fost video de azi, sper că v-a plăcut. Acest Bentley foarte, foarte distractiv. Până la următoare, la revedere. Pa, pa!